Așa grăita Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Trezirea. La sfârșitul cântecului călătorului, al umbrei, peștera se umplu deodată de zgomote și râsete. Și cum toți oaspeții vorbeau și cum prinzând curaj, chiar nici asinul nu rămase mut, Zaratustra simți un fel de ironie și dispreț față de ei, deși îi plăcea că ei se veseleau. Vedea într-asta un semn al vindecării lor și deci se furișa afară să stea de vorbă cu animalele sale. Ce-a devenit deznădejdea lor? Se întrebă trecându-i de glumă. La mine s-au dezobișnuit să țipea deznădejde după cât văd. Deși, din nefericire, nu s-au dezvățat să nu mai țipe deloc. Și Zaratustra și-a stupă urechile, căci da al măgarului se amesteca ciudat cu râsetele oamenilor superiori. Sunt veseli, își zise, și cine știe, poate pe socoteala gazdei lor, căci de i-am învățat să râdă, n-au învățat să râdă de ceea ce râd eu. Dar ce contează? Sunt bătrân de acum. E felul lor de a se vindeca, e felul lor de a râde și urechile mele răbdat au mai rele încă și nu s-au supărat. Aceasta-i zi de izbândă. Iată că dândărât, că fuge spiritul poverii, vechiul meu dușman, dușmanul meu înveterat. Ce bine va sfârși această zi care a început atât de rău, cu atâta împovărare. Va sfârși. Deja ia murgul, venind călare de dincolo de mări, precum un cavaler. Cum se mai leagănă pe șaua sa de purpură, acesta murg prea fericit, care se întoarce la lăcașul său. Se uită cerul luminos la el, iar lumea zace în adâncurile sale. O, singularii mei oaspeți, voi care ați venit la mine, desigur, nu merită să trăiți alături de mine. Așa grăita Zaratustra și iarăși țipetele și râsetele oamenilor superiori izbucniră din peșteră, iar Zaratustra mai grăi. Mușcă momela mea, cea eficace, dușmanul lor, spiritul poverii, se îndepărtează de ei. Au învățat să-și râdă de ei înșiși, ori n-am auzit bine. Hrana pe care o dau celor puternici, învățătura plină de miez și forță are putere asupra lor că nu le-am dat legume găunoase, ci carne, precum le place războinicilor și cuceritorilor. Trezit-am în ei pofte noi. Speranțe noi li se trezesc în braț și în trup, iar inima li se mărește. Află cuvinte noi și în curând sufletele lor va respira îndrăzneală. Desigur, nu-i o hrană de copii, nici de femeiuști languroase, de sunt bătrâne ele ori tinere. Cu alte mijloace li se conving acestora stomacurile femeiuștilor, dar eu nu-s doctorul și nici învățătorul lor. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Cât despre oamenii superiori, iată-i că-și pierd dezgustul. Cu atât mai bine, e izbânda mea. Aici la mine sunt în siguranță. Orice rușine falsă le dispare și liber se destăinuie. Ei își descarcă inimile, au iar momente bune, învață să se odihnească și să rumege gânduri, devin adică recunoscători. Aceasta-i cred eu cel mai bun simptom. Au învățat recunoștința. Curând vor face sărbători și înălța vor monumente în cinstea bucuriilor ce le aveau odinioară. Acum sunt convalescenți. Așa-și grăia Zaratustra lui însuși privind în zare, iar animalele se strânseră mai lângă el, respectându-i fericirea și tăcerea.
Dar dintr-o dată urechile lui Zarathustra fură îngrozite, căci peștera, plină de zgomote și râsete până atunci, se cuprinse de o tăcere de moarte, iar nările lui Zarathustra simțeau tămâie de parcă ar fi ars rășină. Ce fac? Ce se întâmplă? Se întrebă privind furiș de la intrare, de unde vedea fără să fie văzut. Dar minunea minunilor, ce întâlniră ochii! Au devenit iarăși cu toții pioși, se roagă. Cred că-s nebuni, își zise Zarathustra cu uimire mare. În fapt, toți acești oameni superiori, cei doi regi, papa fără coroană, răutăciosul vrăjitor, cerșetorul nesilit, călătorul sau umbra, bătrânul profet, spiritul scrupulos, omul hidos, toți sunt îngenunchiați ca niște copii, ori ca bătrânele bigote și toți adoră asinul. Și în acel moment, omul hidos începu să bolborosească și să se chinuie a vorbi de parcă lucruri neașteptate vroiau să iasă din el. Dar când se auziră câteva cuvinte, iată că erau laudă către asin pe care îl adorau și îl tămâiau cu toții. Iată litania. Amin. Laudă, cinste, înțelepciune, recunoștință, glorie și putere Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Răspunse asinul. Da. El poartă poverile noastre, luat a chipul unui servitor, este umil, nu zice niciodată nu și cine iubește pe Dumnezeul său îl mângâie. Răspunse asinul. Da. El nu vorbește decât să aprobe lumea pe care a creat-o. Așa își laudă creația, iar de nu vorbește este pentru că-i plin de taină, de aceea rareori greșește. Răspunse asinul. Da. Trece prin lume neștiut, virtutea și-o înveșmântă în cenușiu, de are spirit și-l ascunde, dar toată lumea crede în urechile-i prelungi. Răspunse asinul. Da. Câtă înțelepciune în astfel de urechi, cum și în hotărârea de a zice totdeauna da și niciodată nu. N-a făcut el lumea după chipul său, prost animal? Răspunse asinul. Da. De ai cărare dreaptă ori întortocheată, puțin îți pasă dacă nouă ne pare dreaptă ori întortocheată. Candoarea ta-i, dar nu o știi candoarea. Răspunse asinul. Da. Iată că nu respingi pe nimeni, nici regi, nici cerșetori. Tu lași să vină la tine copiii, iar când netrebnicii te ademenesc, tu zici numai da. Răspunse asinul. Da. Îți plac asinele și smochinele răcoritoare și nu disprețuiești nici carnea cea bună. Un ciuline te astâmpără însă dacă ți-e foame. E în aceasta înțelepciune dumnezeiască. Răspunse asinul. Da. Sărbătoarea asinului. În acest loc al cântului litanie, Zarathustra nu se mai putu abține și strigă și el. Da, mai tare ca asinul și apăru în mijlocul acelora, iar ei se îngroziră. Ce faceți, fii ai omului? Strigă, ridicându-i pe credincioșii ce se prosternaseră. Vai vouă, dacă un altul și nu eu v-ar fi văzut! Cu noua voastră religie, toți v-ar lua drept cei mai răi blasfematori, drept cele mai absurde babe. Și tu, bătrâne papă, cum de te-ai obișnuit să adori un asin și să ți-l iei drept Dumnezeu? O, Zarathustra, răspunse papa, iartă-mă, dar în ce-l privește pe Dumnezeu știu mult mai multe decât tine și sunt îndreptățit să fac astfel. Mai bine să-l ador pe Dumnezeu fie și așa, decât deloc. Gândește-te la asta, nobilul meu prieten, și ai să vezi că maxima are înțelepciunea în ea. Acela ce a zis, Dumnezeu este spirit, acela a făcut marele pas, saltul cel mare spre necredință.
Nici nu se poate drege răul pe care vorbele acestea l-au făcut. Bătrâna inimă tresaltă la gândul că există pe pământ ceva ce poate să fie adorat. Și iartă-i acestei inimi bătrâne de papă, plină de credință. Dar tu, îi zise Zaratustra călătorului sau umbrei, îți zici numai ori te crezi un spirit liber. Și apoi, practici aici idolatrie, la prefăcuții ăștia de preoți. Te porți mai rău aici decât cu cadâne cu pielea bronzată, tu neofitule ce ești. Destul nefericite, răspunse călătorul sau umbra. Ai dreptate, ce pot să fac? A înviat vechiul Dumnezeu, o Zaratustra. Cel mai hidos dintre toți oamenii l-a înviat și mai și zice că el l-a omorât odinioară, deși în materie de Dumnezei, moartea nu e decât prejudecată. Dar tu, bătrâne vrăjitor sinistru, zise Zaratustra, tu ce ai făcut? Cine o să mai creadă în tine dacă încep să crezi în măgăriile divine? Ai făcut o prostie, cum ai putut să o faci fiind un șmecher precum ești? O, Zaratustra, răspunse vicleanul vrăjitor, e o prostie, ai dreptate și m-a costat destul să o fac. Și mai ales tu, zise Zaratustra spiritului scrupulos, mai ales tu, gândește-te un pic. Ce se petrece aici nu îți lovește conștiința. Spiritul tău nu este el prea clar pentru aceste rugăciuni și fumăria acestei credincioase confrerii. Există o parte de adevăr în ceea ce se întâmplă aici, răspunse scrupulosul, ba încă ceva care îmi întărește conștiința. Poate că n-aș avea dreptul să cred în Dumnezeu. Un lucru însă e sigur, sub forma asta aș crede cel mai mult în el. Dumnezeu este veșnic, dacă ar fi să-i credem pe cei pioși. Când ai atâta vreme, veșnicia îți ia partea ta din timp. Înaintând încet și chiar prostește, un astfel de Dumnezeu ajunge departe. Când ai atâta spirit cât am eu, poți să-ți permiți prostia și nebunia. Gândește-te la tine însuți, Zaratustra. Tu însuți, din cauza atât de multei bogății spirituale și a înțelepciunii tale, ai putea să fii preschimbat într-un asin. Căci înțeleptul cel mai deplin nu iubește căile cele mai întortocheate. E un adevăr ce sare în ochi, o Zaratustra. Tu, în sfârșit, îi zise Zaratustra celui mai hidos dintre oameni ce rămăsese la pământ cu brațele întinse spre asin, căruia vroia să-i dea vin să bea, vorbește, nenumitule, ce faci acolo? Că-mi par schimbat, privirea îți lucește, urățenia ta parcă în mantia sublimului. Spune-mi ce ai făcut. E adevărat ce zic ceilalți că tu l-ai înviat? De ce? N-a fost ucis pe bună dreptate. Tu însuți îmi parcă înviat din morți. Vorbește, ce ai făcut? De ce ai dat înapoi? De ce te-ai convertit? Vorbește, nenumitule. O, Zaratustra, răspunse cel mai hidos dintre toți oamenii, ești un pungaș. Cât despre a ști dacă acela e viu sau mort, cine dintre noi doi o știe mai bine, te întreb. Există un lucru pe care îl știu, pe care tu m-ai învățat să-l știu odinioară, o Zaratustra. Când vrei să ucizi de tot, trebuie să râzi. Să râzi, că nu mânia, ci râsul e acela ce ucide. Așa ziceai odinioară. O Zaratustra, om sucit, distrugător cu liniște de plină, sfânt vătămător, tu ești doar un pungaș. Ci se întâmplă că Zaratustra, nepregătit să audă atâtea răspunsuri răutăcioase, fu dintr-o săritură la gura peșterii și de acolo strigă: pungașilor, voi toți, o prefăcuților, de ce vă deghizați și vă ascundeți privirii mele sub alte straie? Cât dezburdalnice inimile voastre de bucurie, simțindu-vă asemeni copiilor, vreau să spun pioși,
fiindcă din nou făceați ce fac copiii care își împreună mâinile și zic: Doamne prea bunule, ci de acum să vă cărăbăniți din încăperea asta de copii, din peștera mea, căreia i-ați arătat copilăria voastră. Haide, ieșiți și răcoriți-vă ardoarea de copii și hărmălaia sentimentală. E adevărat că de nu veți deveni asemeni copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și Zaratustra arătă cu degetul spre cer. Dar în ce ne privește, nu vrem să mergem în împărăția cerească, ci devenitam oameni și vrem împărăția pământului. Și Zaratustra reluă: O, noi mei prieteni, oameni singulari, oameni superiori, ce mult îmi plăceți voi acum, de când redevenitați voioși! Sunteți cu toții veseli, precum văd, iar unor flori cum sunteți voi le trebuiesc noi sărbători, o mică absurditate curajoasă, un fel de cult, de sărbătoare a asinului și un nebun vesel, cum este Zaratustra, și un bun vânt ca să vă măture prin suflet. Să nu uitați această noapte, nici această sărbătoare a asinului, oameni superiori. Ați inventat-o la mine fiind și văd în acest fapt o bună prevestire. Asemenea invenții sunt invenții de convalescenți. Și când veți mai sărbători această sărbătoare, s-o faceți din dragoste de voi înșivă, din dragoste de mine și în amintirea mea. Așa grăita Zaratustra. Cântecul beat. Ieșiră câte unul în noaptea rece, visătoare. Zaratustra luase de mână pe cel mai hidos dintre toți oamenii să-i arăte el însuși universul nopții, luna plină, cascadele pe-aproape de peșteră. În sfârșit se opriră, tăcuți unul lângă altul, cu toții de vițe vechi, dar cu inimile reîntinerite și curajoase, surprinși de a se simți atât de bine pe pământ. Totuși, taina nopții le strânse inimile și din nou Zaratustra își zise în sine: O, cum îi iubesc acum pe oamenii superiori! Lucru ce nu li-l spuse din respect pentru tăcerea și fericirea lor. Dar se întâmplă atunci lucrul cel mai neașteptat din câte se întâmplaseră în timpul zilei. Cel mai hidos dintre toți oamenii reîncepu bolboroseala și forfota și când începu să vorbească, o bună, o adâncă, o clară întrebare emoționă inimile tuturor celor ce-l ascultau. Voi toți, prietenii mei, zise cel mai hidos dintre toți oamenii, cum vi se pare vouă? Din cauza acestei zile fără seamăn, sunt pentru prima dată mulțumit de-am fi trăit lunga viață. Și n-am zis totul, nu-i mare lucru să trăiești pe acest pământ. O singură zi, o sărbătoare la Zaratustra m-au făcut să iubesc viața. Aceasta e viața, i-aș spune morții. Ei bine, s-o luăm iar de la capăt. Ce vi se pare, prieteni? Nu vreți să ziceți ca mine către moarte? Deci asta a fost viața? Hai, fie din dragoste de Zaratustra, hai să o începem iar! Astfel vorbi cel mai hidos dintre toți oamenii pe când miezul de noapte se apropia. Și ce credeți că s-a întâmplat? De îndată ce oamenii superiori auziră întrebarea, ei se simțiră transfigurați și vindecați și își amintiră de acela căruia-i datorau această vindecare. Se avântară spre Zaratustra mulțumindu-i, adorându-l, mângâindu-l, sărutându-i mâinile, fiecare în felul său, unii râzând, alții plângând. Bătrânul profet juca de bucurie. Și de adevărat cum pretind unii că a făcut-o fiindcă era plin de vin, de bună seamă și mai plin era de dragul de a trăi, uitând de orice oboseală. Unii povestesc chiar că asinul dansă și el, că nu în zadar cel mai hidos dintre toți oamenii dăduse să bea vin. Oricum, dacă asinul n-ar fi dansat, dansară ceilalți mai ceva ca un asin. În fine, vorba lui Zaratustra, ce contează?
și Zaratustra, văzând ce se întâmplă cu cel mai hidos dintre toți oamenii, era ca beat. Privirea era dusă, limba legată, picioarele îi tremurau. Cine putea să bănuiască ce avea în inimă? Și spiritul, văzând cu ochii, îl părăsi, plutind deasupra ținutului aceluia ca o creastă înaltă între două mări, precum e scris, atârnând ca un nor greu între trecut și viitor. Și puțin câte puțin, în vreme ce oamenii superiori îl mai țineau încă de brațe, își reveni și îi respinse de la sine pe adoratorii săi îngrijorați. Tăcea, dar deodată ca și cum ar fi auzit un sunet, își duse degetul la buze și zise: "Veniți!" Și se făcu tăcere și taină în jur. Un dângănat de clopot se auzea din adâncimi. Ascultară și Zaratustra și oamenii superiori, apoi duse din nou degetul la buze, repetând: "Veniți, veniți! Se apropie miezul de noapte!" Și glasul era schimbat, dar nu se urni din loc. Sporiră taina și tăcerea și ascultară cu toții, ba asculta chiar și asinul și animalele heraldice ale lui Zaratustra, șarpele și vulturul, și chiar și peștera lui Zaratustra și luna rotundă, plină, până și noaptea însă și ascultă. Și pentru a treia oară, Zaratustra își duse degetul la buze: "Veniți! De acum plecăm! Sosita ceasul, să plecăm în noapte! Oameni superiori, vine miezul de noapte! Vă voi șopti ce înșoptește mie acest clopot, o taină groaznică, dar întăritoare, precum e taina ce mi-o spune clopotul de la miezul nopții, clopot cu o trăire mai lungă decât a oricărui om, clopot ce-a măsurat bătăile de inimi, durerile părinților noștri. Vai, vai, cum suspină, cum râde în visul său această antică, adâncă, adâncă întunecimea miezului de noapte. Tăcere, tăcere! Se aud glasuri ce nu se aud în timpul zilei, însă acum, în aerul curat, când inimile voastre tac, acum ele vorbesc, se aud, pătrund în suflete nocturne și lucide. Vai, cum suspină! Vai, cum râd în vis! Nu auziți cum vorbește în taină grozavă, dar prietenoasă, această antică, adâncă, adâncă întunecimea miezului de noapte? Omule, ia aminte! Vai mie, unde a pierit timpul? În ce fântână adunci căzut-am? Lumea doarme! Vai, câinele urlă! Luna strălucește! Aș prefera să mor decât să vă destăinui la ce-mi gândește inima în miez de noapte. Murit-am! S-a sfârșit! Păi, Anjene, de ce mai țești la pânza în preajma mea? Vrei sânge? Vai! Cade roua! Vine ceasul! Ceasul ce-o să mă facă să îngheț, cerându-mi fără încetare. Cine va avea curajul? Cine va fi stăpânul pământului? Cine va îndrăzni să zică: iată, așa va trebui să curgeți voi, fluvii mari și mici? Vine ceasul! Omule, omule superior, ai grijă! Acest discurs este pentru urechi subtile, adică pentru ale tale. Ce zice adâncul miez de noapte? Sunt ca vrăjit, sufletul meu dansează. O, datoria mea! O, munca mea! Cine va fi stăpânul pământului? Luna-i de gheață, vântul a tăcut. Ah, n-ați zburat destul de sus? Da, ați dansat, însă piciorul nu-i încă aripă. Bun dansatori, orice plăcere-i moartă, vinul s-a prefăcut în drojdie, cupele soioase, un murmur iese din morminte. Nu, n-ați zburat destul de sus. Iese un murmur din morminte. Eliberați-i pe morți. De ce e noaptea atât de lungă? Nu suntem oare amețiți de lună?
oameni superiori, desfaceți mormintele, treziți cadavre. Ah, ce vierme mai roade încă! Ceasul e aproape, ceasul e aproape. Huiește clopotul, inima încă scrâșnește. Viermele roade lemnul, mai roade în inimă. Ah, ah, adâncă lumea asta este. O, dulce liră, dulcea mea liră, îmi place sunetul tău ca un orăcăit. Dintr-o adâncul cărui trecut, din ce depărtare îmi vine glasul tău, de cât de departe, din ce băltoace ale iubirii. Bătrâne clopot, dulce liră, orice durere te atinge, durere pământească, durere ancestrală, durerea străbunilor celor mai depărtați, căci verbul tău e împlinit, s-a împlinit ca toamna cu după-amieze aurii, ca inima cea solitară. Acum dai glas, căci lumea însăși s-a împlinit, ciorchinele-i se coace, se coace și vrea acum să cadă, să cadă de fericire. Oameni superiori, voi nu simțiți acest parfum, mireasma care urcă spre noi în taină, mireasmă, mireasmă de eternitate, devin cu aurul răscopt, plăcut ca o licoare de trandafiri, mireasma unei fericiri străvechi, fericirea beată de sine și de a muri la miez de noapte, cea care cântă, adâncă-i lumea, mai adâncă decât ziua o închipuiește. Înapoi, sunt pentru tine prea curat, nu mă atinge. Lumea, nu pentru mine atinsă perfecțiunea sa. Pielea mi-e prea catifelată pentru mâinile tale. Lasă-mă, stupidă zi, o, grosolano! Nu-i miezul nopții mai luminos ca tine? Cei mai curați vor stăpâni pământul, cei neștiuți, cei mai puternici, sufletele de la miezul nopții, cei mai limpezi și mai adânci decât e ziua. O, zi, mai vrei să mă cuprinzi? Împipă-i fericirea? Mă crezi bogat și singur, o mină de comori, o încăpere plină cu aur? O, zi, pe mine mă vrei? Mă crezi profan? Mă crezi un sfânt? Mă crezi dumnezeiesc? O, zi, o, lume, sunteți prea grosolane! Deci încercați să aveți mâini mai știutoare, să dați de o fericire mai adâncă, de o nefericire mai adâncă, să dați Dumnezeu. De ce să mă luați pe mine? Nefericirea și fericirea-mi sunt adânci, o zi ciudată, cu toate că nu sunt un zeu și nici infernul vreunui zeu. Durerea lumii e adâncă. Durerea lui Dumnezeu este adâncă, o lume ciudată! Ia-n stăpânire durerea lui Dumnezeu, iar nu pe a mea, căci cine sunt eu? O dulce liră îmbătată, o liră de la miez de noapte, chemarea fluierată de broscoi! Nimeni nu mă înțelege, dar trebuie să le vorbesc și surzilor, oameni superiori, că voi nu mă înțelegeți. Trecută, o, trecută-i tinerețea mea, o, amiază, o, după-amiază, și acum venita seara, noaptea, miezul nopții, iar vântul urlă ca un câine. Nu-i vântul ca un câine, că geme, schelălăie și urlă. Și cum suspină, cum râde, cum horcăie și gâfâie miezul de noapte. Și cum vorbește înțelept acest poet amețit? Beția și-a lăsat-o în vin, a devenit extralucid și meditează. Antica și adânca întunecimea nopții, a miezului de noapte, își rumegă în vis răul cel are, dar mai mult încă gândește la plăcerea sa. Căci dacă răul e adânc, bucuria e mult mai adâncă. Butuc de vie, pentru ce mă lauzi? Eu te-am tăiat, sunt crud, tu sângerezi.
Ce înseamnă laudele ce le aduci cruzimii mele amețite? Orice atinge perfecțiunea, orice e copt, dorește moartea, zici tu. Binecuvântat fie cosorul vierului, dar ce e încă verde vrea să trăiască, ah, ca să cunoască bucuria și dorința. Răul zice, hai treci tu ce ești răul, că orice suferă vrea să trăiască, ca să se coacă, ca să cunoască bucuria și dorința. Dorința pentru lucruri mult mai depărtate și mai înalte și mai limpezi. Vreau să am moștenitori, zice tot ceea ce suferă, eu vreau copiii, nu mă vreau pe mine. Ci bucuria nu-și dorește copii și nici moștenitori, se vrea pe sine, vrea veșnicia, revenirea și vrea ca totul să rămână în veci cu sine însuși asemănător. Răul zice, sfărâmă-te inimă, sângeră inimă, mișcă piciorule, aripă, zboară, înaintează și urcă, o durere. Haide, curaj, bătrână inimă! Durerea zice, nu mai fi! Oameni superiori, ce vi se pare? Că sunt eu un profet? Un visător? Un om beat? Un cititor de visuri? Ori clopotul din miezul nopții? O picătură de rouă? Un abur? O mireasmă de eternitate? Nu auziți că lumea mea, atinsușa perfecțiune, miezul de noapte îmi e de asemenea amiază, durerea e de asemenea bucurie, blestemul binecuvântare, iar noaptea are și ea soare. Plecați de aici, ori învățați că un înțelept este de asemenea un nebun. Ați zis vreodată unei bucurii un da, o, prieteni, înseamnă că ați zis da oricărei dureri, că toate lucrurile sunt înlănțuite și întrepătrunse și în mare dragoste legate. Doritați vreodată ca același lucru să vină de două ori? Ați zis vreodată, îmi place fericire, revin o clipă. Înseamnă că ați dorit revenirea oricărui lucru, toate venind din nou, eterne toate, înlănțuite, întrepătrunse în mare dragoste legate. O, astfel iubirați voi lumea! Voi înși vă eterni, voi iubiți eterni și în orice vremuri și răului îi ziceți, du-te, dar revino, căci bucuria vrea veșnicie. Orice bucurie vrea eternitate, pentru orice lucru vrea miere, vrea drojdie, vrea beția de la miezul nopții, vrea morminte și consolarea lacrimilor la morminte, vrea splendoarea aurie a sfințitului. Ce nu vrea bucuria? Ea-i mai lacumă, mai tandră, mai flămândă, mai înfricoșătoare, mai tainică decât oricare rău și decât toate relele. Se vrea ea însăși, se vrea pe sine, își mușcă propria sa carne. În ea se mișcă voința ciclului etern. Ea vrea iubire, vrea ură, este de o bogăție nesfârșită, ea dăruie, ea risipește, se roagă să îi se primească darul, le mulțumește celor ce acceptă, ea își dorește să fie urâtă. Atât e de bogată bucuria, că este sete de durere, de iad, de ură, de oprobiu, de infirmitate, de lume, această lume pe care o cunoașteți bine. Oameni superiori, îi este sete de voi acestei bucurii prea fericite, sete de răul din voi, o, creaturi nedorite. Orice bucurie eternă are nevoie de ființe nedorite, căci orice bucurie vrea să fie ea însăși, deci vrea nenorocire. O fericire, o durere, sfărâmă-te inimă! Să știți, oameni superiori, oricare bucurie vrea eternitate. Bucuria vrea eternitatea oricărui lucru adânci.
vrea veșnicii. Ați învățat cântecul meu, ghicitați ce vrea el să spună, hai de curaj! Oameni superiori, cântați refrenul meu, cântați-mi cântecul al cărui titlu este încă o dată și al cărui sens este pentru o veșnicie. Cântați, oameni superiori, refrenul lui Zarathustra. Omule, ia minte, ce zice adâncul miez de noapte? Dormeam, dormeam, în somn adânc mă scufundam. Adâncă lumea asta este, mai mult decât ziua o închipuiește. Durerea lumii e adâncă, dar bucuria-i mai mult încă. Durerea zice, nu mai fi, dar bucuria vrea veșnicii. Adânci, adânci, vrea veșnicii. Semnul. A doua zi după această noapte, Zarathustra sări din așternutul său, se încinse peste mijloc și ieși din peșteră, înflăcărat și tare, ca soarele de dimineață care apare printre întunecații munți. O, măreț astru, zise el cum îi zisese altădată, tu, ochiul adânc al fericirii, ce ar fi fericirea ta dacă nu i-ai avea pe cei pe care îi luminezi sau dacă ar rămâne în încăperile lor atunci când tu te arăți, când vii să împarți darurile și să le risipești? Cum te-ai mâhni? Dar dacă ceilalți încă dorm, dacă mai dorm oamenii superiori, eu, iată, m-am trezit. Nu-mi sunt unii ca ei însoțitorii. Nu pe aceștia i-am așteptat aici, în munte. Vreau să-mi iau lucrul și ziua mea, dar ei nu înțeleg semnele, semne înainte mergătoare ale răsăritului meu. Nu să-i trezesc cu pasul meu. Ei încă dorm în peșteră, visul li se hrănește din cântecele-mi de beție, dar încă n-au urechi cu care să mă audă. Urechea cu care auzindu-mă să mi se supună, încă nu le-a fost dată. Acestea zicea în sine Zarathustra, în vreme ce soarele urca pe cer. Își înălță privirea, căci deasupra auzi țipătul vulturului său. Hai, zise, iată ce-mi place și ce-mi convine. Animalele mele s-au trezit, fiindcă și eu m-am trezit. Vulturul s-a trezit ca mine și adoră soarele ca mine. Cu ghiare vulturești se prinde de noua zi. Da, sunteți animalele mele și vă iubesc. Așa grăita Zarathustra, dar dintr-o dată fu înconjurat de zborul unui stol format din păsări fără număr. Bătaia tuturor aripilor și fâlfâitul lor era atâta de puternic că Zarathustra închise ochii. Era ca prins de un nor într-un văzduh plin de săgeți care se îndreaptă spre un dușman. Dar norul era blând, ca pentru un prieten. Ce mi se întâmplă? Gândi el uimit și merse încet să se așeze pe o piatră la intrarea în peșteră. Dar cum dădea din mâini să alunge păsările blânde, îi se întâmplă un lucru mai uimitor. Mâna îi se afundă într-o blană pufoasă și caldă, în vreme ce un răgnet se auzi, un răgnet lung de leu. E aproape semnul, zise Zarathustra răvășit. Când dezluși mai clar în fața sa, văzu o dihanie puternică, culcată la picioarele sale, care își freca fruntea de genunchii săi, atât de plină de iubire, că nu vroia să se despartă de el, precum un câine ce își regăsește stăpânul. Iar porumbițele erau și ele tot atât de drăgăstoase cum era leul. De fiecare dată când vreun porumbel atingea botul leului, acesta scutura din cap surprins. La toate acestea, Zarathustra nu zise decât: copiii, se apropie copiii mei, iar după asta rămase mut și avea inima ușoară și îi cădeau lacrimi din ochi, una câte una, udându-i mâinile. Și nedând nimănui nicio atenție, rămase acolo nemișcat, chiar fără să se apere de animale. Și atunci porumbeii se așezară pe umăr, îi ciuguliră părul alb, neastâmpărați în bucuria și tandrețea lor.
Leul puternicul îl lingea lacrimile ce-i cădeau pe mâini lui Zarathustra, răcnind însă încetişor. Acestea toate durară o vreme mai lungă ori mai scurtă, căci la drept vorbind, pentru atar lucruri, nici nu există vreme pe pământ. Dar între timp, oamenii superiori se treziseră în peșteră și se așezară în alai ca să-i aducă lui Zarathustra salutul lor de dimineață. Când se deșteptaseră, își dăduseră seama că Zarathustra nu era cu ei. Cum erau gata să ajungă la gura peșterii, la zgomotul pașilor lor, leul tresări, se întoarse brusc spre Zarathustra și, răgnind puternic, se avântă spre peșteră. Iar oamenii superiori țipară într-un glas și dispărură cât ai clipit din ochi. Ci însuși Zarathustra, uluit și amețit, se ridică de unde ședea, privi în jurul său, rămase năucit, își întrebă inima sa, își reveni, își dădu seama că e singur. Ce-am auzit? Își zise în șoaptă. Ce mi s-a întâmplat adineaori? Își dădu seama, înțelese dintr-o dată ce se întâmplase de seara până dimineața. Totuși iată piatra, zise mângâindu-și barba, pe care mă așezasem ieri dimineață. Aici m-a întâlnit profetul și aici am auzit țipătul pe care l-aud din nou, marele țipăt al deznădejdii. Oameni superiori, despre deznădejdea voastră mi-a vorbit ieri dimineață profetul. El a vrut să se folosească de deznădejdea voastră spre a mă convinge și a mă amăgi. O, Zarathustra, îmi zicea el, te-am adus să faci ultimul tău păcat. Ultimul meu păcat? Ultimul meu păcat? Țipă Zarathustra, râzând cu mâinile la propriile sale cuvinte. Ce perspectivă mi-ar rămâne dacă ar fi ultimul meu păcat? Și iarăși Zarathustra se adânci în sine și iar se așeză pe piatră să gândească. Deodată sări în picioare. Mila, mila pentru omul superior, strigă și chipul său păru de bronz. Fie, nu mai am vreme să pătimesc și să mă compătimesc. Ce mai contează? Aspir eu spre fericirea mea? Nu, eu nu aspir la fericire. Aspir să-mi fac opera mea. Gata, leul a venit, copiii mei se apropie, Zarathustra e împlinit, venit a ceasul. Aceștia zorii mei și ziua care a început e a mea. Apari, urcă în ceruri, o, marea mea amiază. Așa grăita Zarathustra și își lăsă în urmă peștera, înflăcărat, puternic, ca soarele de dimineață care răsare din întunecații munți. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.